Mihaela Moise a ajuns la spital săptămâna trecută cu dureri abdominale puternice. A fost consultată în mai multe secții și a primit tratamente. Medicamentele nu au pus-o însă pe picioare și Mihaela Moise a ajuns din nou la spital vineri după amiază. De aici au început tot felul de contradicții. Stați puțin, că n-am ajuns acolo. Eu nu i-am spus că să vină să o operez. I-am spus să interneze, eventual, pentru așa. O să vedeți că sunt întreagă? Da. Și nu ați vrut să mă operați? Eu? Ginecologul a decis că este cazul de operație. Deci a decis, nu? Și doamna ginecolog, de ce dă declarație că nu e cazul de operație la mine? Mai departe, da, spus că nu are legătură. Mai departe, decizia ginecologului. Ok, dar dumneavoastră erați cu mine aici, în camera asta, în momentul în care doamna mi-a decis că trebuie operat și când scoate. Eu nu i-am spus că să vină să o operez. Ovarul și cam sânge? Erați de față, atât vă întreb, doamna doctor, am 5 ani, rămâneam fără ovar în spitalul ăsta, am atacul de panică de 2 zile, din cauza că îmi spunea că n-am timp nici măcar să ajung la Bacău sau în altă parte. Aș vrea să nu deranjez niciun pacient, dar vreau să vorbim cu mine puțin. Deci vorbesc cu dumneavoastră și vă spun că eu am urmat recomandarea ginecologului. Și ginecologul asta vrea să recunoașteți. Doamna ginecolog, a decis că ești foarte de internat. Și dumneavoastră veneați după mine. Eu nu i-am spus că să vină să o operez. Eu nu i-am spus că să vină să o operez. Ginecologul a considerat că trebuie internat aici. Și operat aici, de urgență atunci și mergeți aici. Și dumneavoastră i-a spus sau nu că nu rezistă pe Mihaela? I-am transmis ce a spus ginecologul. Da. Și erați cu mine când, asta vreau să spuneți, erați cu mine când doamna doctor Creanu a zis că trebuie să mă taie pe burtă, să-mi scoată ovalul și sângele din burtă. A spus că este cazul de operație de internare. Vă mulțumesc mult! Eu nu i-am spus că să vină să o operez. Nu am timp să dau declarații, am de autorizat în operații și nu doresc să dau declarații. Din păcate, cazul ei nu este singurul, iar medic nu poate fi oricine. Asta este varianta unei doamne din Piatra Neamț în ceea ce privește medicii din Piatra Neamț. Dacă ar avea puterea să schimbe ceva în Spitalul Județean Neamț, ar începe cu secția de urgențe. De ce? Pentru că nu de multe ori i s-a întâmplat să ajungă la spital și să aștepte în zadar, plecând fără vreun diagnostic acasă. În primul rând, de la urgență ați schimba. Nu mi se pare normal, chiar și la copii. În primul rând, este foarte mare mizerie la copii. Am avut nepoțelul, pur și simplu mi-era groază să mă așez eu prin pat, da, păi să mai duci un copil, să-i faci perfuzii, când a fost înțepat de o albină, dar erai nevoit, că trebuia să stea copilul acolo. Dar ca pe timpul războiului, exact cum povesteau bunicii, era pe timpul războiului, cam așa în spitale acum. Sunt medici mai în vârstă, care în general sunt cunoscuți ca medici foarte buni, dar, de exemplu, în urgență e un haos. Dacă te duci, trebuie să stai foarte mult și nici nu spune ce afecțiuni ai, nu se cheamă medic specialist ca să consulte, măcar să știi ce diagnostic. Mi s-a întâmplat? După vreo 8-10 ore, îți dă drumul acasă, cum te-ai dus? Mulți aleg să plece la spitale și în alte județe, iar alții continuă să meargă în Piatra Neamț. Un nemțean ne povestește chiar despre fratele său, căruia nu i s-a dat diagnostic pentru că boala era cauzată de bătrânețe. Părerea mea este acceptabilă. Nu e prea grozavă. De ce ziceți că nu e prea grozavă? Păi pentru că am văzut că eu unul aproape că l-au arestat, deși nu a făcut treabă bună, pe alții care nu dau rezultate la bolnavi, dar în general așa am o impresie bună. Eu cunosc pe un frate de-a meu care a fost cu 2 luni la spital și cu bilet de trimitere. Și a spus că nu-l internează pentru că nu e necesar. E în vârstă, avea într-adevăr 84 de ani și a spus că nu mai are ce să-i facă, că boala e din cauza vârstei, dar nu i-a spus ce are. Noi nu aveam aici universități așa de elită ca la Iași, la Cluj, la Târgu Mureș sau București și de aia. Unii pietreni sunt mulțumiți de medicii din Piatra Neamț, susținând că e bine că totuși îi avem așa cum sunt ei. De bine, de rău nu prea sunt. De specialitate mulți. În general, eu când am fost mulțumit în general, adică nu sunt probleme. Singura chestie că nu poți să ajungi la analiză gratuită, care ai dreptul să-l faci. Odată la un an de zile trebuie să stai, nu găsești.
Dacă nemțenii sunt sau nu mulțumiți de medici, dacă medicii sunt specialiști sau nu, vă lăsăm pe voi să decideți. Noi doar ne-am făcut datoria de jurnaliști de a afla adevărul.